cum se prezintă modelul de sarnă de la GoPro 7 TomTom Professional. Suntem în Bridgewater și vrem să mergem pe la o adresă pe care o avem deja salvată aici, Central Avenue in Bristol. Am adresa deja salvată, dar aici poți să pui în barea de sus, poți să pui tu postcodul și apeși Drive. Acum, este pentru camion, pentru tiriști. Dimensiunile sunt în felul următor: 18 metri lungime, am pus 2,55 metri lățime și 5 metri înălțime maxim, chiar dacă înălțimea setată este mai mică. 14 feet și 2 inch este mai mic de 5 metri, este vreo 4 metri și ceva. Apoi că avem greutatea totală de 44 de tone și greutatea pe fiecare osie de 9 tone și viteza maximă de 55 de mile pe oră. Mergem mai departe și el ne va calcula care este drumul cel mai eficient și ne va da soluții. Și acesta este cel mai rapid drum. Îl luăm pe acesta și cel mai scurt. Acum, una dintre problemele la TomTom GoPro 7 Professional, mă enervează că chestia asta de aici, din bara de sus verde, informativă, uneori dispare. În cazul ăsta, apeși butonul de aici din spate și îl restartezi automat. Ce îmi place mie la acest sat-nav este că poți să-l conectezi cu telefonul tău sau la telefonul tău și îți dă update-uri din trafic în timp real. Aici, în meniul de opțiuni, avem turn-by-turn instructions, aici îți dă toată direcția pe care o iei și toate drumurile și ce urmează, instrucțiuni cu privire la indicațiile de drum, pe fiecare porțiune de drum. Dacă mai mergem o dată în meniu, aici putem găsi altă alternativă, de exemplu putem alege să stăm doar pe autostradă sau... și ne dă și varianta Eco aici. Bun. Mai apoi, Avoid Road Types, aici putem să punem o grămadă opțiuni aici în care putem evita o grămadă de drumuri, tipuri de drumuri. Ce alte opțiuni mai avem? Putem să evităm drumurile blocate, dar ne dă opțiunea asta. Uneori mai îmi dă opțiunea aia pe MOV că drumul nu este corespunzător pentru categoria mea de vehicul, dar trebuie ignorată aia pentru că știu că am mai făcut drumul ăla de 1000 de ori. Dacă mai mergem o dată în meniu, putem să schimbăm tipul rutei mai rapidă de timp sau mai scurtă. Din nou intrăm în meniu. Putem evita o parte a rutei. De exemplu, să zicem că evităm partea asta, A403. Ne duce pe el, dăm Avoid. Și atunci ne-a dat o rută ocolitoare pe acolo să ne ducem. Și dăm Drive. Așa, ce alte opțiuni mai sunt pe aici? Preview, Play Route Preview. Aici poți să vezi... Aici bineînțeles că îți dă tot felul de, îți dă services, unde poți să te oprești, uite, are și aceste animații foarte interesante, îți mai dă locurile de alimentare aici pe bandă și unde poți să-ți iei pauza, dar și incidentele din trafic, de exemplu delays-urile, ți le dă cu roșu aici în bară și alte chestii interesante. Până mai avem setările, uite, trebuie să fac update, că am update acolo, Bluetooth, Wi-Fi, Maps, aici le text, limba și alte chestii. Voice control, ce e asta? Cannot be used while audio is muted. Da. Și cam atât pentru video de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi și să lași un like. Lasă-mi întrebarea ta în comentarii, ce ai vrea să mai vezi referitor la TomTom GoPro 7 Professional. Dacă l-ai și tu, cum ți se pare, care este experiența și există variante mai bune. Eu am dat pe acest TomTom vreo 350 de lire de la Argos. L-am luat în rate, urmează să-l plătesc în decursul a unui an cu 12 rate fixe. Dacă îl dai în alea 12 luni, nu trebuie să mai plătești niciun pic de dobândă. Bun, o să ieșim de aici pentru că deocamdată stăm, așteptăm să fim încărcați.